SOS Viețile Copiilor este o asociație non-profit din București care, prin programele pe care le derulează, își propune să îmbunătățească viața copiilor instituționalizați. Din luna martie a acestui an, membrii asociației și-au îndreptat atenția și către mai multe case de tip familial din Giurgiu. De atunci, copiii din aceste locuințe s-au bucurat de numeroase activități recreative. Pe lângă hăinuțe noi, dulciuri sau rechizite, celor mici li s-au organizat excursii la Comana, domeniul Greaca și chiar la un parc de distracție din capitală. Astăzi, președintele asociației, Gabriela Enache, a vizitat mai întâi Casa Daniela, acolo unde sunt cazați copiii cu dizabilități. Aceștia au primit dulciuri, dar și materiale didactice pentru quilling, activitatea lor preferată. Astăzi am venit ca să aducem materiale necesare pentru confecționarea globulețelor și produselor de Crăciun pentru copiii din Casa Daniela. După cum vedeți, ei sunt foarte talentați. Le-am adus, ca de obicei, fructe, dulciuri, iaurturi, ce putem și să aflăm în continuare ce nevoi mai au. Bucuria de a primi daruri au simțit-o astăzi și micuții din Casa Soarele. Aici, voluntarii au venit încărcați cu pungi cu dulciuri, alimente, dar și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru ei. Bine? Ia tu! Potul tu? Nici tu nu vrei? Of, Doamne, Doamne! Mai mult decât atât, cu banii strânși din donații, dar și din dorința oamenilor de a redirecționa 2% din impozitul pe venit, organizația suportă cheltuielile de renovare a Casei Soarele. Totodată, copiii de aici au de puțin timp o cameră mobilată modern. Voluntarii asociației SOS Viețile Copiilor vizitează periodic micuții din această casă de tip familial, ajutându-i pe aceștia la citit, desen, dar și alte activități cultural-educative. În condițiile în care voluntarii vin de la București pentru a petrece puțin timp cu copiii, asociația face un apel la giurgiuveni să se implice și ei în activitățile de voluntariat. Au nevoie de voluntari, de oameni care să fie alături de ei. Să știți că nu costă nimic să vii să citești niște povești unor copii sau pur și simplu să-i scoți la o plimbare în parc. Nu înseamnă decât din timpul dumneavoastră să vă rupeți o oră, două pe săptămână măcar. Nu vreau să spun în fiecare zi, deși ar fi ideal în fiecare zi să vină cineva, dar măcar o dată pe săptămână să interacționeze cu ceilalți oameni. În data de 2 decembrie, asociația SOS Viețile Copiilor organizează o cină de caritate, în care va prezenta raportul de activitate pe anul 2013, iar cetățenii pot contribui cu donații. Pe viitor, organizația își propune să organizeze cât mai multe tabere și excursii pentru copiii defavorizați.